Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi revin cu un mic filmuleț. Iată, avem aici stupul termos. Am lucrat câteva zile la el. Bine, el l-am făcut prima dată și dimensiunile și astea trebuie să fie atent. Și eu cu ustensilii care le am, cam așa a durat câteva zile. Ce are acest stup? Deci, în primul rând, este, cum vedeți, numai din tablă, în exterior. De fapt, e căptușit cu tablă. Ce mai avem noi aici? Avem capacul care e din tablă. Iată, am mutat albine în el. Așa se prezintă el la ora actuală. Prea multe de zis acum nu avem, fiindcă eu îl trec în testă. Vedem cât puiet va avea în octombrie, sperăm să nu aibă deloc. Și cam asta este. Așa arată el. Are polistiren pe partea din față de 4 cm. Interior-exterior. Tablă. Pe laterale avem polistiren de 2 cm, interior-exterior tablă, fundul simplu de OSB, capacul simplu tot de OSB și căptușii de tablă. Cam asta e tot. Dar e de lucru cu el, la îmbinări, la falțuri. E un pic de lucru cu el și a avut grijă la dimensiuni, fiindcă 1,2 mm a contat, a trebuit să reiau anumite lucrări ca să funcționeze, să se îmbine bine toate componentele. Bun, cam asta este. Acum așteptăm să vină iarna, vedem cum va ieși din iarnă, cât condens va face. Cum azi l-am mutat albina eu un pic la orientare, mai avem de așteptat câteva zile ca să se obișnuiască cu urdinișul. Ceea ce nu mi-a plăcut mie a fost placa de zbor și am improvizat eu o placă de zbor aici. Așa arată el. Și cam asta este. De mâine, de fapt de azi am început semi-restrângerea cuiburilor. Mâine mai facem și la ceilalți și voi reveni cu filmări la diferite colonii. Să vă prezint și matca roșie și coloniile mai mari care au rezultat în urma unificărilor. Cam asta este. Până mâine, numai bine!